primerit. Fraților, să vă povestesc ce am pățit într-o zi. După ce a fost vărul Gheorghe pe la mine la Drobeta, am zis să-i întorc și eu vizita lui. Și uite, așa am urcat în tren. La un moment dat, în compartiment cu noi era un copilaș. Vai, ce copilaș frumos, zice vărul Gheorghe. Cum te cheamă, Ionel? Îi spui și la nenea o poezie? Și început copilașul. A țiripat un prut, ce-i drept cam bumburat, dar drâmbău aghioală încă trează a cripolit pe-aproape prin cordac. Ce pițin dreala mea de burtiș leagă, chimorbul tău dezdrălăcită, mi-ai burdujit frogolojina, tichii mi-ai biza să-mi obleagă. Băi, frate, ce vorbesc astea, zice vărul Gheorghe. Noi n-am învățat din ăștia când eram, mă, să știi că ăștia limbi străine, engleză, franceză, mă, romistă nu e limba asta, că ar fi sunat cam așa. Un carge sau cargea? Mă, dar nici englezească nu e. Nici englezească nu eu, spun eu. Păi ar fi sunat cam așa. Ai, frig mi, ies, iau laibă. În sfârșit, cum stăteam noi în compartiment, la un moment dat vine controlorul. Biletele la control. Pot eu biletul, îl dau. Se uită controlorul, îl verifică, îl compostează, îl dă înapoi, scoate și vărul Gheorghe, să fie, să uită, îl compostează. Da, mulțumesc, călătorie plăcută, zice vărul Gheorghe. Ai văzut că nu s-a prins? Să-ntoarce ăsta înapoi, dom'le, mi se pare că ceva e neregulă cu biletele dumneavoastră. Vă rog să le mai prezentați odată. Scoate eu biletul, scoate și vărul Gheorghe, să uită pe ele, le întoarce pe toate părțile, mai nimic, totul e regulă. Dă să plece, ai văzut? Nici acum nu s-a prins. Băi, frate ăsta a nebunit, după vreo 5 minute, vine cu controlul de stat. Ia câtă că vine controlul de stat. Controlul de stat, vă rog să prezentați legitimațiile la control. Scoate eu biletul, scoate și badea Gheorghe, să uită și pe o parte și pe alta, totul e regulă. Vă mulțumesc, călătorie plăcută, dă să plece. Ai văzut? Nici acum nu s-o prins. Bă, ăsta a nebunit, acum noi coborâm la gare la Petroșani, știți? Controlul de stat după noi. Intrăm noi în bufet, controlul de stat după noi. La un moment dat ne-am speriat, mă, ce-o vrea ăsta cu... Fraților, stați așa. Eu-s controlul de stat, dar nu vă fac nimic, dar spuneți-mi, vă rog frumos, ce ați făcut voi cu biletele de noi, nu ne-am prins, domnule, că eu am atâta școală și vechime, domnule. Uite, vă dau DBU ce vreți voi și cât vreți voi, numai să-mi spuneți ce ați făcut cu biletele. A, zice vărul Gheorghe, eu am pus pariu cu vărul Tavi, că dacă noi schimbăm biletele între noi, nici dracu nu se prinde. Al doilea semifinalist al serii vine din București și se numește Toni Secuceanu. Vine Bulă într-o zi de la școală, deschide ușa încet, intră casă și o găsește pe maică sa în fața oglinzii, dezbrăcată, goală pușcă, mângâindu-se și zicând... Oh, vreau un bărbat! Oh, vreau un bărbat! O zi, două, trei! A patra zi când vine Bulă acasă, mă s-a împat cu un bărbat. Activitate la greu acolo, să dezbracă Bulă repede. Vreau o bicicletă, vreau o bicicletă, vreau o bicicletă! Tot din București vine și a treia semifinalistă. Pentru că despre o doamnă este vorba, despre o reprezentantă a mișcării feministe, cum spunea Cabral. Ei bine, Elena Constantinescu. Echipajul român-sovietic vine din cosmos. Președintele rus îl cheamă pe cosmonautul rus la ea și îi zice: măi, Ivani, ia spune tu, cum să te premiez eu pe tine? Să-ți dau bani sau să-ți dau o medalie? La care Ivan Nicolae zice: domn președinte, mulțumesc, dar nu vreau bani ca am destui, dați-mi o medalie. Bine, e acum și cosmonautul român e chemat de Neanicu, care îi zice: ei, plimbărețule, ia spune, ce facem cu zilele petrecute acolo sus? Le recuperăm sâmbăta și duminică
sau le scădem din concediu de odină? Nu știu ce se va întâmpla cu serile dumneavoastră cu această seară pierdută, dacă o veți recupera sau dacă veți petrecări. Așteptăm votul dumneavoastră. Ne luăm la revedere de la domnul Craioveanu. Domnule Craioveanu, ne pare bine că ați făcut aici, totuși este o reușită. Ați ajuns în semifinală și iată acestea, doi, domnul și doamna, cel inteligent și frumos și cei scusiți în ale bancurilor. Așa vor rămâne. Sunt finaliștii acestei serii. O iscusită în ale